Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România este proiectul realizat de Confederația Sindicală Națională Meridian în parteneriat cu Federația Agricultorilor Fermierul și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conferința Națională de Evaluare Intermediară, moderată de Sorin Burtea, a fost dedicată primilor 2 ani de implementare. Am pus accent în mod deosebit pe învățământul agricol. De aici, din proiect, a rezultat că este nevoie să avem învățământ agricol, că altfel, fără o școală, nu putem avansa. Am dezbătut în 42 de județe, 42 de conferințe, unde au fost puși față în față prefecții, președinții Consiliilor Județene, toate instituțiile deconcentrate, sindicate, patronate. De ce are România deficitul de competitivitate? De aici am dedus din discuțiile astea, nu este munca organizată. Trebuie să punem accent pe organizarea muncii, pe respectul față de deprinderea muncii bine făcute. În peste 4.000 de întâlniri și mese rotunde organizate în toată țara, a fost promovat conceptul dialogului social ca instrument de rezolvare și prevenire a problemelor din mediul rural. Dezbaterile s-au concretizat în propuneri de modificare a legislației și de accelerare a absorbției fondurilor europene, care au fost transmise autorităților de la București și Bruxelles. Factorii de decizie din România trebuie să se concentreze să încheie cu bine programul actual, care se încheie în 2013, dar va continua cu plățile până în 2015. Există o utilizare superioară a fondurilor în domeniul agricol. Pe de o parte, pe plățile directe, România utilizează în fiecare an suma alocată, iar pe dezvoltare rurală, rata de cheltuire a banilor și de rambursare din partea Comisiei este destul de ridicată, peste 50%. Deci rămân 50% din fonduri de cheltuit până în 2015. Pe de altă parte, guvernul și împreună cu partenerii sociali ar trebui să pună pe hârtie programele viitoare. Deci România trebuie să pregătească un nou program de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, care să adreseze nevoile satului românesc, ale agriculturii românești și dacă rezultatul negocierilor pe buget va fi cel propus de Comisia Europeană, atunci România beneficiază în continuare de un buget important în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, care îi va permite să reducă din decalajele care există încă în comparație cu celelalte state membre.